Se pare că nu mai e regulă strictă. Un doctor în economie are tot dreptul să se implice în diverse campanii caritabile. Larisa Dodu Gugea confirmă faptul că o femeie care dorește multe găsește și posibilități și caută mereu resurse pentru toate. Este membru de board în Clubul Internațional al Femeilor și una dintre fondatoarele clubului Inner Will. Zilnic îi motivează pe studenții de la Academia de Studii Economice că Moldova oferă toate posibilitățile de afirmare și dezvoltare. Cel mai greu să vorbești despre sine, despre tine, în general, despre ca persoană, da? Eu știu, o persoană deschisă, o persoană ce iubește provocările, ce iubește să cerceteze ce este nou, ce iubește dragostea, oamenii în general, studenții, tot ce frumos, viața în general. Este cel mai important pentru că părinții se pot bucura de succesul nostru, că pot să se mândrească la rândul său că cresc niște copii care se pot numi oameni. Asta e cel mai important. Sunt de fapt și valorile pe care vi le-au educat părinții. Cel mai important e valori de a deveni om. Restul se învață. Adică se mai poate schimba. Acumula cunoștințe noi, experiențe noi. Ce v-au spus părinții când ați plecat de acasă? Care a fost sfatul tatălui? Pentru că știu că el a avut un cuvânt foarte important de spus în carieră. Ce a spus? Sigur, nu mi-aduc aminte, dar pot să spun că tot timpul mi-a fost un exemplu bun de urmat. O personalitate cu literă mare, un om deosebit în tot ce a făcut. Dar anume, cel mai bun sfat este exemplu propriu, omenie, corectitudine, devotament. Cum faceți ca pe lângă activitatea de lector, iată, să reușiți să vă implicați în atâtea acțiuni sociale, pentru că până la urmă toate au un scop social? Cred că ține de temperament, da? Temperamentul meu, care este mai năvalnic, activ, iubesc noi provocări și ca să vii în fața studenților trebuie să vii cu ceva nou, cu ceva experiențe noi, zic eu, dar anume trăite, care sunt trecute prin noi. Nu putem să le vorbim numai teorie, zicem, din sub aspect teoretic, dar trebuie să venim și cu, zicem, aspecte practice, care sunt foarte importante. Atunci împinând și practicul și anume viața socială, care ne formează, general, poate să ne formeze ca personalitate, numai prin încercând să dăm ceva, eu știu, valoare la ce putem să oferim, eu știu, societății, ceva bun, ajutor, sfat, motivație, să acumulăm, eu știu, resurse financiare, dacă e posibil, sau, zicem, măcar un zâmbet. Vă ajută studenții în acest sens? Da, eu îi implic foarte activ în diferite acțiuni caritabile, în voluntariat. Uh-huh. Ei sunt foarte dornici, deoarece învață întotdeauna ceva nou. Își perfecționează limba străină, deoarece Clubul Internațional al Femeilor, la care fac parte în board, se vorbește în limba engleză, învață din experiența soțiilor, ambasadorilor, da, care vin cu experiență, din exterior, cu ceva nou. Trăind numai pentru tine, aceasta nu este corect, da? Pentru tine, pentru familie, trebuie să trăim și pentru ceilalți, sau să-i ajutăm, pentru cei care sunt mai nevoiași ca noi, care au necesități care nu sunt acoperite, și atunci încercăm prin diferite cluburi formate, prin diferite acțiuni caritabile, ca să-i susținem. De ceea ce spuneam că dacă nu poți să-i oferi nimic, măcar un zâmbet sau, eu știu, motivație verbală, și atunci oricum o să fie mai ușor. Mai e ceva care credeți cu siguranță că trebuie să mai faceți pentru familia dumneavoastră? Sigur, să-i acord mai mult timp, mai multă dragoste, mai multă atenție, afecțiune și să-i iubesc. Cum reușiți să vă împărțiți timpul, să vă organizați? Cred că nu este ușor, dar este foarte interesant. O persoană poate fi echilibrată, fericită, numai îmbinând mai multe activități. Și anume, îmbinând familia, care este primul loc că trebuie să fie în viața unei femei, cariera sau, zici, serviciul de bază și alte activități, fiind utilă, atunci ea poate să fie o persoană împlinită. Cum reușiți să creșteți profesional? Ce anume vă influențează? Mă inspiră tinerii studenți care sunt foarte ingenioși, foarte creativi, foarte dornici de a afla ceva nou. Studiind literatura nouă,
plecând la diferite training, participând și plecând în afara țării la diferite traininguri profesionale. Nu cred că schimb Moldova, dar putem să schimbăm împreună. Cum? Făcând lucruri bune, fiind optimiști, fiind deschiși, fiind darnici, fiind buni. Aveți un mesaj pentru femeile care ne urmăresc? Încurajator, motivațional? Să creadă în ele, să fie perseverente, să iubească viața și, în cel mai important, să iubească ceea ce fac și să o facă cu plăcere, cu entuziasm. Asta este.